În jurul orei 21, polițiștii din cadrul secției numărul 1 Poliție Rurală Iași au fost sesizați de către un bărbat de 60 de ani din comuna Holboca despre faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 12, fiica sa, Iovița Alexandra, de 15 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmentele acesteia sunt înălțime 1,65, greutate 43 de kg, păr lung negru, ochi căprui. La momentul dispariției, minora era îmbrăcată cu un tricou negru și blugi negri, fiind încălțată cu pantofi sport negri cu talpă albă. Tot aseară, în jurul orei 22, polițiștii din cadrul secției numărul 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați de către o femeie de 43 de ani din comuna Belcești despre faptul că la aceeași dată, în jurul orei 13:30, fiica sa, Ciofu Carmen, de 14 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmentele acesteia sunt înălțime 1,60 metri, greutate 48 de kg, deschis, o căprui, păr lung șaten. La momentul dispariției, minora era îmbrăcată cu un tricou alb și pantaloni gri, fiind încălțată cu pantofi sport negri.